Bună, am revenit cu clipul cu machiajul. După cum vedeți, mi-am prins puțin părul ca apoi să-l pot usca și să mă pot și machia, bineînțeles. Am aici lângă mine burețelul pentru machiaj și am, bineînțeles, această gentuță de la Oriflame. Am așa, baza de machiaj pe care o să o și folosesc. O să încerc să mă mij repede pentru că nu am cum să filmez clipuri foarte lungi. V-am explicat și de ce. Filmez cu celălalt telefon, care, da, filmează mai bine decât cel vechi, dar nu pot face clipuri lungi, din păcate. Am rimelul acesta. Am baza pentru pleoape de machiaj, pe care o voi și folosi. Baza de machiaj este de la Avon. Cred că o știți deja, v-am arătat-o. Așa. Avem acest anti-cearcă sau concealer care îmi place foarte mult și este de la Impala, de la Ladies. Iluminează cumva zona de sub ochi și nu numai. Și acoperă zonele care sunt așa mai roșiatice. Văd că nu prea mai are mult înăuntru. Cred că va trebui să mai iau unul la un moment dat. Așa, am oglinda lângă mine ca să văd și eu ce fac totuși. Așa, am aici fondul de ten de la Avon, Avon True Color. Îl voi agita, are pompiță. Iar eu așa funcționez. Deci așa o să pun aici, în căușul palmei. În căușul palmei, în fine, aici, pe mână. Foarte puțin fond de ten, nu o să pun mult. Și o să-mi dau pe față. Este un fond de ten foarte plăcut, foarte natural, nu are o acoperire mare. Are o acoperire destul de micuță. Deci dacă vă așteptați la ceva, nu știu, extraordinar, nu e pentru voi. Dacă vreți o acoperire mare, alte fonduri de ten sunt. Dar acesta este foarte plăcut pentru că mi se pare că acoperă ce trebuie, cel puțin la mine. Și cumva iluminează. Mai iau ei un fond de ten din aceeași gamă, care chiar este iluminator. Eu acela nu l-am folosit. Dar acesta îmi place. Și este și foarte ieftin, adică e undeva la 20 ceva de lei. Ceea ce e un preț foarte mic. Așa, bun, am terminat și cu fondul de ten. Acum o să iau această pensulă și o să folosesc această pudră care a devenit preferata mea de la Catrice, care are acid hialuronic. Este atât de mișto pudra asta. Pur și simplu se topește în ten. Cel puțin mie așa mi se pare. Wow, dar foarte greu se desface. Oare o să reușesc să o desfac? Nu știu, să încerc. Cred că s-a blocat aici, nu știu ce s-a întâmplat. În sfârșit am reușit să o desfac. Cred că nu o să mă închid atât de tare pe viitor. Așa, deci este o pudră foarte mișto. Dacă se aude vreun zgomot, una din pisicile mele încearcă să intre într-o pungă. Ca să știți de ce se aude așa. Așa, bun. Eu nu folosesc foarte multă pudră, în general, pentru că nu văd de ce, adică nu vreau să-mi încarc foarte tare tenul. Apoi, blush-ul pe care deja îl știți, care este de la Pharmacy și are așa o culoare corai. Așa. Și mai avem și acest
Highlighter, mă scuzați, sau iluminator, care este de la Catrice. A costat foarte puțin acesta, nu mai știu cât a fost. Îmi scuzați glasul, dar nu am ce să fac. Asta e, oricum e mult mai bine față de cum era. Deci nu vreți să știți ce voce avem. Bun, să-mi dau și cu rimel. Cu mascara. Asta e un mascara rezistent la apă. Și vreau să mă dau cu el pentru că nu mi se pare că face mare chestie. Vă spun sincer. Deci uitați-vă puțin. Am senzația că deja a început să se usuce. Nu știu cum. Deci m-am dat de câteva ori cu el. Nu știu cum se poate usca atât de repede. Chiar nu-mi dau seama. Da, nu pot să zic că mă dă pe spate și m-am și pătat la ochi. Am aici niște bețișoare de urechi. Și o să mă curăț. Aici. Și puțin aici. Așa, bun. Da, în fine. O să folosesc acest ruj lichid de la Pharmacy. Este un ruj foarte drăguț, o culoare foarte simplă, un nude așa. Sper că v-a plăcut acest machiaj, mie nu-mi place rimelul, să fiu sinceră, fondul de ten îmi place, toate produsele, dar rimelul acesta, din păcate nu, cred că o să-l arunc. Da. Bun, acesta a fost machiajul, o să mă usuc și eu la păr și ne vom revedea în clipul următor cu un empties. V-am pupat, pa, pa!